În primul rând, doresc să nu mă criticați așa prea tare, că e chestia cipător, nu prea spun prea la poate să vorbească, să schimb și așa mai departe, dar vreau să avem o cooperare cu dumneavoastră. Azi să aveți careva întrebări, noi răspundem, sau să avem noi careva întrebări la dumneavoastră și dumneavoastră răspundeți și să avem așa o cooperare, un dialog între noi. Bine, simți că e tema noastră de astăzi. Să avem o temă de discuție foarte interesantă, foarte palpitantă, este istoria noastră tranzacționale. Adică cu care probleme noi ne întâlnim în timpul nostru tranzacțional, în etapa noastră, în etapa noastră, în cariera noastră tranzacțională. Cu tema noastră să facă cunoștință cu colega mea, doamna Tatiana, cu timp. Da, bună seara încă o dată. De fapt, eu sunt Tatiana, sunt manager în cadrul companiei DapoKids. Cineva văd niște ochișori care ne cunoaște de mai mult timp. Am activat la Alexandrie, dar de fapt am venit să-mi fac și aici niște trader, da? Comunitatea de trader în Republica Moldova deja are 6 ani de zile. Asta este îmbucurător, căci oamenii deja doresc să-și schimbe viitorul, oamenii își schimbă gândirea, au deja noi scopuri, au noi țeluri, cum se numește. Deci au noi țeluri și asta este îmbucurător, că deja de 6 ani de zile comunitatea în Republica Moldova crește și crește. Așa că astăzi nu o să fie doar o simplă lecție, că ați venit și iată, pastila magică, doamna Tatiana și doamna Eugen o să vă da ca să soluționați toate dilemele noastre. Deci noi o să vă dăm soluții, iată, asta trebuie să le puneți în aplicare. De fapt, aceste soluții le primiți și la lecțiile de practică, le primiți și la lecțiile de teorie, dar na. Dumneavoastră vă place să încălcați anumite reguli și astăzi o să le abordăm încă o dată ca până la urmă să ajungem la acel rezultat. De fapt, 6 ani de zile nu este o cifră nici atât de mare. Cu siguranță o să ajungem și la majorat, la 18, da. Dar nu este nici o cifră atât de mică. De aceea o să vă rog să interacționăm, să facem un schimb de experiență. De fapt, masterclass-ul ce este? Masterclass-ul este un schimb de experiență unde traderii își ridică calificarea. Deci, experiența mea, experiența altora. Spuneți-mi, vă rog, este cineva din traderii ani? Cunosc cineva, mai sunt aici, da? Așa. Ceilalți ce nu vor să fac bani? Da, înseamnă că nu. Vor, da? Da? Au frică. Au frică să recunoască. Sunteți pe ultima 100 de metri în comunitate. Dumneavoastră deja sunteți comunitate, dar deja, de fapt, să faceți extragi. Până la urmă, este aceeași platformă, aceleași reguli, dar deja să începeți să faceți extragi. Bine, ok. Cu siguranță o să vă atingeți scopurile. Este nevoie de muncă, este nevoie de practică și de dorință, desigur. Deci, tema noastră de astăzi, care este? Știe cineva? Soluții simple. Probleme complexe. Nu citiți. Rezultate eficiente. Rezultate eficiente, da. Deci noi am venit să găsim acele soluții pentru problemele pe care le avem, dacă le avem. Cu siguranță cei care au venit au și probleme, că de fapt ceilalți stau acasă. Glumesc. Deci să găsim acele soluții, da? Pentru ca să ajungem la scopul nostru. Spuneți-mi, vă rog, de fapt am pus așa un slide ca să aprindem lumina în domeniul tranzacțional. Spuneți-mi, vă rog, de fapt, ce e asta problemă? O definiție. Și o să vă rog să fiți mai interactiv din cauza că o să fie și surpriză la sfârșit. Dar deja vedem cine o să fie persoana cu surpriza. De aceea și-am spus comunicarea. Scuze, sunteți noi și eu, respectiv am emoție. De aceea să mă credeți câteodată, poate ați înțeles asta, da? Eu cred că problema este continuitatea unor emoții sau a unor gânduri neștiute, neștiute, da. Deci okay. Dacă este problemă, să nu ai cunoștință. Mm-hmm. Ok, altcineva? Și știu, da? Dar și emoțiile sunt o problemă. Și emoțiile sunt o problemă, de fapt. Eu astăzi la fel am emoții, corect? Dar sunt niște emoții constructive din cauza că deci vin aici să vă dau careva informații, fac un schimb de experiență, dar eu consider că este o emoție constructivă. Dar sunt emoții care încurcă, da? Practic facem gata pe piață. Problema este o barieră între noi și scop. Problema este o barieră între noi și scop.
De problema, de fapt, este frica. Este frica. Da, da. Problema este, de fapt, orice situație care îmi pare mai dificilă sau la momentul cunoaștem un răspuns. Dar probleme sunt divers. Și cel mai des ori sunt niște probleme psihologice care rezultă din faptul că undeva tende necunoștință. Odată ce găsești cum de rezolvat problema respectivă, ea deja nu mai continuă să fie un problem. Corect. Altcineva? Problema poate să fie și asumarea responsabilității în privința minusului care pot să-l capeți. Și decât să acumulezi un minus, majoritatea preferă să nu deschide tranzacții sau mai așteaptă. Sunt niște etape, da? Ele sunt lați. Dacă apare un minus, apare o emoție. Dacă apare o emoție, apare niște decizii. Nu știi bine și totuși. Și astăzi, dar de ce nu știm bine? Din cauza că... N-a fost la lecție. Deci, ok, o să parcurgem pe etape. De fapt, este problema de dificultate care trebuie rezolvată pentru a obține un rezultat. Da? Deci, ce este rezultatul pentru trader? Rezultatul este egal cu pașul, da? Cu profitul pe care noi îl dorim. De fapt, rezultatul pentru fiecare este individual. Adică noi toți avem scopuri diferite. Dacă ne uităm aici la slide, de fapt eu am pus scopurilor traderilor de la compania Double Case. Deci cineva vine cu un scop să-și procure o mașină, o casă, avem un trader care, deci o traderiță, haideți să spunem așa, care vine cu scopul să deschidă un hotel pentru animale, cineva copiii să le asigure studii peste hotare, să călătorească la diferite concerte, deci să facă călătorii în conjurul lumii, să-și publice o carte și cineva visează la bătrâneță și să aibă luxul, să aibă un venit constant ca să stea pe malul mării, într-o căsuță. Deci scopurile la toți sunt diferite, de aceea și rezultatul trebuie să fie diferit. Vă rog, mai departe, problemele apar, cineva a spus, din necunoștință. Spuneți-mi, vă rog, eu consider aici de fapt că probleme din necunoștință nu trebuie să fie. Adică, practic, noi avem un curs standard de teorie, care căpătăm careva informații. Avem 15 lecții de practică, unde pas cu pas, scară cu scară. Deci noi ajungem ca să devenim trader. De fapt, lipsa cunoștințelor în domeniu nu este. Și plus, dumneavoastră aveți și masterclass-uri. Eu cred că aș elimina această cauză, din cauza că aici nu trebuie să apară probleme. Dar, iată, nepăsarea. Intenționat le creiem încălcând anumite reguli, eu aici aș spune, da, aici este problema noastră. De fapt, noi știm că se merge cu anumită viteză sau cu anumite reguli. Dar spuneți-mi, vă rog, în circulație, câți trebuie dumneavoastră în calcă aceste reguli, cei care au permis de conducere? Poate spun toți. Care se pune că nu încalc, eu mii. De părere? Da, asta eu văd în fiecare dimineață când vin la servici, că practic, haideți, majoritatea încalcă, chiar și eu după ce scriteză, haideți să spunem așa. Deci, dar, totuși, în tranzacționare, atâta timp cât noi nu conștientizăm care sunt acele reguli pe care le încălcăm, atunci rezultatul, desigur, nu o să fie acelui pe care noi ne-l dorim. Dumneavoastră spuneți corect, îți conștientizez. O să încalci regula. Dar dacă tu ai conștientizat-o, atunci e efectul alt. Chiar și pe drum. Dacă eu am făcut băinui spășnui, eu mi-asum responsabilitatea. Corect. Mine n-a să mă oprească. Că conștientizeam. Și mai des ori când nu se încalcă, eu conștientizez. Și în momentul ăla devine mai mult. Nu, când încalzi, deja conștientizez cum e fond. Doar să nu știi regulile, iarăși. Dar dacă știi și merge în multă viteză, tu conștientizez. Ok, dar câteodată sunt persoane care încalcă regulile, dar nu vorbim în domeniul transacțional. Știe că este vinovat, dar el nu vrea să-și asume acea vinovăție și responsabilitate. Deci, el îl ține una și bună că nu este vinovat. Eu mai reieșat din situație și nu știu cum să stă în modalitate. Deci, de apărare. El se apără și dă vina pe el însuși din cauza că când a fost la o lecție, că
că n-am fost la un masterclass, că nu s-a deschis calculatorul, că la Monkey Discussion, într-o bună dimineață, platforma, ceva erori tehnice și n-a dat doamna Tatiana bine masterclass, Monkey Discussion și n-a avut profit pe ziua aceea. Deci motive sunt multe, dar haideți totuși încă o dată să trecem prin ele, ca până la urmă dumneavoastră să ajungeți la cele rezultate care vi le doriți. Nu cred că nu are cineva scop urmăreți aici. Persoanele sunt care se ocupă de domeniul tranzacționării, spun eu, sunt niște persoane puternice. Da? Și până la urmă, tranzacționarea este rezultatul, noi vrem toți bani. Scopurile sunt diferite, dar până la urmă sunt bani. Care sunt, consider eu, deci problemele majore? Din experiența a mea, a traderului, până la urmă și eu sunt trader, ca și dumneavoastră, da? Doar că am și o experiență mai mare acumulată din cauza traderilor mai micuți care vin. Deci tranzacționez și mereu sunt în minus. Nu e atât. Parcă tranzacționez, parcă sunt profit și piața mă urmărește, cineva mă urmărește, eu am minus și minus și minus și mai este în situație. Contul stagnează. Da, stă pe loc. Parcă dau viteză la mașina așa, dar parcă tot nu merge. Oare care este aici dificultate, da? Am o cratiță, eu tot tranzacționez, deci turn up, dar eu nu sunt eu semplă. Deci sunt careva mâine, da? Și profitul nu este cel care mi l-am dorit. Scuzați, greșeam. Deci eu am venit cu un scop, cu un profit, dar practic la fel nu mi l-am atins. Deci sunt niște, mă învârt în același cerc și nu pot ieși. Deci sunt niște careva, ori bariere, da? Niște probleme pe care noi trebuie să le soluționăm. Dați-vă rog anterior. Deci am spus că problema ne le creăm singuri, da? Fie că găsim soluții și depășim, fie că cădem în ea și acolo stăm. Deci noi suntem persoanele decisive, da? Care luăm hotărârea și mergem. Fie mergem după un proces bine stabilit, fie încălcăm, dar ne asumăm riscurile. Ok. Deci, reguli încălcate de trader. Am scris lipsa scopului. Haideți să spuneți noastră, de ce credeți că lipsa scopului este o problemă? Pentru că nu știi spre ce tinzi. Și mergi ca poate că nu iai, de exemplu, niște... какие-то решения, да, смотри, не берешь какие-то решения, которые тебя приведут к твоей цели. Допустим, кто я нечто лечить, дикари, хорошо, а он факультет лечить, а я тоже. Окей, я очень люблю, когда ты мой скоп, сам ты уж дикари парте мерч, ну и что организат, шаша мой департ. Когда ты ну на скоп, ты ну хоть сажешь, чела, че бряй, сапачи. Ну, хоть ты разъезжай, я не трею. Și după scop merge plan și așa mai departe. Deci trebuie să știi unde să ajungi ca să știi ce forță să depui, ce cunoștințe trebuie, investiții și așa mai departe. Corect. Spuneți-mi, vă rog, iată, dumneavoastră, da, spuneți. Că lipsa scopului poate duce și la lipsă de motivație. Adică astfel poți să tranzacționezi aiurea. Gen, poți să intri în minus foarte mare sau poți să intri în profit. Adică nu ai o cale pe care să te conduci. Și apare încă alt problemă cu mine. Când știi că n-ai un scop, ai luat partea ta și aici s-a terminat. Da, o să discutăm și despre acest aspect, am un acord. Spuneți-mi, rog, ce am dorit să vă întreb. Iată, toți știu de scop. Ridicați mâinile în sus care și-au făcut scopul pentru și bine scris, pas cu pas, pentru anul 2022-2023. Dar sincer, de ai început o anul l-a făcut. Ok, bine, jumate. Atunci rezultatul o să fie? Da, tot în jumate. Respectiv. Deci, în cazul în care lipsește scopul, da? Deci am pus eu această imagine, practic eu doresc, am un vis să ajung în mine, da? Dar în cazul în care eu doar am un vis, nu am scris care este suma care eu am nevoie să ajung acolo. Și, deci, este lipsa planului. Nu mi-am îndeplinit, nu m-am scris această sumă, cu siguranță n-am să ajung. Sau, de fapt, sunt unei trade, haideți să spunem și așa, care și-au pus scopul. L-au scris frumos 2022 sau 2023 pentru anul viitor, ca un scop bine determinat. Spuneți-mi, vă rog, vizualizarea. Deci, ignorarea lor, da? Sau nu vizualizează. Care este aici?
Cine se simte cunoscut pe Căciulă? Cine îl ignoră? Deci, noastră, v-ați făcut, de exemplu, un plan că să faceți 1000 de puncte pe o lună. Vorbim de puncte, nu vorbim de puncte. Deci, dacă împărțim la numărul de 20 de zile, avem X puncte per zi. Da? Îl îndeplinește cineva în fiecare zi? Ca target? Să zic, cât am mers după acest, cum spuneți dumneavoastră, am partit în fiecare zi și făceam exact atât cât trebuia, am mers tot bine. M-am departat sau l-am ignorat, atunci a început o funcțiune absolut de dos. Da, deci, de fapt, ce vreau să aveți dreptate și vă spun și eu din propria mea experiență, că inițial până să devină un manager alfa, am fost și sunt trader. Într-adevăr, acasă în care nu este acel plan și nu este acel traseu bine determinat, noi niciodată nu o să ajungem. Și da, dacă mai avem acel traseu bine implementat, trebuie și să acționăm. Că dacă nu o să acționez, cu siguranță nu o să ajung acolo. Un lunetist, sunt doi lunetiști, da? Au o țintă bine determinată, la un moment dat, unuia îi se leagă ochii, iar altul nu. Spuneți-mi, vă rog, cine o să nimerească? Cine o să nimerească? Corect, din cauza că el are un scop bine determinat, el vizualizează și știe încotro să țintească. Așa și în orice piață financiară internațională. Dacă avem un scop bine determinat, dacă avem un plan, deci atunci cu siguranță o să ajungem la rezultat. Și fiecare companie, de fapt, care se ocupă cu business, deci fiecare fabrică, da? Dacă are un proces tehnologic și merge după el, atunci rezultatul o să fie. Închipuiți-vă că la fabrica Puiria nu se pune un gradient într-o ciocolată acolo, da? O să fie rezultatul final? Nu. Din cauza că se încalcă acele procese importante. De aceea, deci dacă ați încălcat această regulă care este prima la număr, atunci trebuie numai decât începând de astăzi, nu de mâine, să o îndeplinți. Da? Că tare cineva odată a spus că visul, adică da, dorința, dacă are o dată, asta deja e scop. Scopul, dacă sunt scris niște pași, asta deja e plan. Planul, dacă mai are și niște destine, da? Acțiuni, da. El deja duce la realizarea visului. La realizarea visului, corect, dar realizarea visului nu este fără acestea, poate acest. Următoarea dilemă sau deci greșeala pe care o fac trader. Hai să spun și eu, fac bine, că am stat acolo și am analizat care va factor. Știți ce vă spun la noi la moldoveni, la munți, la pumătrii? Sunt de acord cu spusul în sala asta, dar vreau să le dau ceva. În primul și în primul rând, aș dori să vorbesc despre un portofoliu. Simplu portofoliu. Cine din dumneavoastră cunoaște ce este? Este niște instrumente care tu le știi, le-ai analizat, știi cum lucrează și anume pe ele tranzacționează. Adică ai careva criterii, ți-ai ales careva da. Instrumente, tranzacționează frumos și ai tranzacții sănătoase. Cine dumneavoastră folosește portofoliul? Toți. Eu cred că mai săriți acolo pe o tranzacție, pe o piață valutară, pe piață de piață monetară sau piață de riscuri prin ceva nou. Da, desigur. Eu aici aș dori să spun careva factori. Știți cum noi tranzacționăm, avem portofoliul nostru, mai dorim și careva experimente să facem, dar am avut și eu careva cazuri, m-am întâlnit cu un trader și dumneavoastră știți cum tranzacționam. Avea 20 de lei valutare, avea în piața din Liverpool, avea putea și trade-o, și plus la asta mai lucra și piața de capital. Ar mai lucra cu SP-ul, cu CAC40 și așa mai departe. Și eu simplu dau o întrebare, dar cum tranzacționezi, cum fizic obiești ca să faci o analiză corectă, să analizezi piața, să ținezi un trend, să amplasezi și la mai departe. Dar eu dubiez. Iar să vedem ce tranzacții faci. Și acolo, roșu plus și așa mai departe. Adică era haos. Era haos. Simplu, haideți să vedem, faci o zamă acasă. Bine că avem marj. Bine că avem marj. Dar ideea în care, că avea el o tranzacționare sănătoasă acolo sau nu. Să era haos. El poate să ai multe instrumente, dar trebuie să fie o logică. Dacă vorbim, eu pot să tranzacționez pe toate indicele care sunt. Dar de ce? Pentru că dacă unul se duce în jos, se duc toate în jos. Eu dacă mă uit la dolar, eu pot să am toate valutele pare care sunt cu dolar în față și eu mă uit unul se duce dolarul, eu pe toate, fără cu ochii închiși, pot să-l deschid. Da,
Da, dacă tu încerci, da. Nu, dacă în piața de acțiuni, acolo nu. Acolo fiecare companie deja trebuie să o studieze în parte. So, mă rog, dar n-am numai de aici. De piața, da, eu americană, acolo trebuie să ia, ce e din istorie. Da, dacă da, vorbim de ECA, Forex și mărfuri, e simplu. Gazul, parcul, neazduc, neftul, tot în parcel, domnul test, tu poți să ne ai pe toate. Numai să-ți permită să-i portofoliul ăla, dar să-ți permită contul. Este un punct separat. Îți permite contul, ele pe toate. Și în primul rând trebuie diferențiat. Adică să ai un cont pentru, dacă îți dorești, un cont pentru, de exemplu, piața de capital, un cont pentru forex. Dar dumneavoastră spuneați, în fizică, studiți să faci analiză de toate. Uitați, eu spun, ce am spus, dacă mă uit la indicele dolarului, da? Da. O să dă X-ul. Eu și-am făcut corecția. Acum, să ridic în sus, ce se întâmplă? Eu cu ochii deschid, închid și deschid lubaia, valutul apar. O să dă euro-dolar, da? Unde îți ducă euro-dolar? În jos. Deschid fontul cu dolar, unde îți ducă? În jos. Și eu, după care vă anumite, eu nu uitați cum ați meargă, dacă dolarul să duce încolo, automat duc și el. Automat toate le împinge. Care sunt valutele care influențează teoretice? Dolarul se duce în jos, aurul unde se duce? În sus. Schimbă cu ochi, fix așa. Acum, despre începătură, deci trebuie care... traderii care tranzacționează și ei nu au un portofoliu. Da, sunt traderi responsabili care știu portofoliu. Știu cum funcționează indicele dolarului, știu cum funcționează cotațiile directe și indirecte, cum funcționează. Bine, dacă noi vorbim acum despre toate cotațiile Forex și traderul tranzacționează aleator, neavând o analiză, neavând instrumentele practic. Iată, vine traderul, dacă vorbim despre exemplu, da? Vine traderul cu la analiza tranzacțiilor și îl întreb, de ce are atât de multe, eu nu știu, dar de ce ți le-ai ales, dar de ce nu faci analiza tranzacțiilor, dar de ce nu ai hotărât anume acest indicator să tranzacționeze? El habar nu știe, el nu știe despre, deci și-a deschis euronocul, dar el nu știe în general. Ce cu dânsul? Ce, ce este de el, da, nu știe ce, haideți să spunem așa, nu știe ce planetă sapă. Dar, de fapt, el își încarcă deci, platforma sau portofoliul său, marja este foarte încărcată și ce se întâmplă? Ok, noi suntem acum la momentul dat cu situația din punct de vedere fundamental. Noi nu știm ce noutate o să fie la moment. Da? Da, asta e deja a doua întrebare. O etapă, ok, da. Dar eu consider important. Deci am pus aici, practic, haideți că avem de luat o cină și avem... Este programat, am scos de la ora 18 să iau 5. Și la moment am foarte multe instrumente, foarte multe ustensile. Și stau și mă gândesc, nu știu, până la urmă cu care să mă mânc. Trece jumate de oră, timpul meu a trecut, planul nu mi-a atins. Deci o să rămân flămândă, corect? Așa și în tranzacționare, practic. Vreau să iau profil, știu ce profil, dar nu știu să iau o hotărâre, o decizie cu care și respect cu care și... Deci, în toate, profit nu o să ajung. La rezultatul cu venit nu o să ajung. Ce sugerez eu traderul? Mai bine și din propria mea experiență. Da, la început eu ca trader tranzacționam pe foarte multe cotații. Dar am ajuns că eu tranzacționez pe 2-3 cotații și mi-a ajunge. Profitul, scopul, mi-a ajunge. Din cauza, știți cum, vrei scurt pe 10 iepuri și nu prezi niciunul. Mai bine te focusezi pe unul și ai... Doamna Tatiana, ideea că începătorul, asta e problema, că el vrea cu 3 lei pe cont și să bucă, vrea să facă mult și să bucă pe toate odată. Da. Eu tot timpul am spus, până la 100.000, mai mult de 3 instrumente nu îți trebuie. Nu trebuie. Asta e greșeala, că tot se aruncă, iar acolo nu contează cât are. Și el se apucă și deschide pe toate. Da, eu le-am spus eu, cred că tu la indexul dolarului, da, și poți deschide și aici, și aici, și aici. Da, asta dacă tu ai fiști de sudă. Dumneavoastră aveți experiență și dumneavoastră aveți un scop bine determinat, dar nu toți au traseu dat. Și dumneavoastră ați analizat instrumentele, dar sunt toți, noi total suntem diferiți și traderii toți deci, au o diferită manieră de tranzacționare. Și noi vorbim la momentul dat că există și așa trader din propria experiență care ei doresc să aibă profit, dar nu știu cu ce să începă. Că la început, dacă cunoști 2-3 bine, faci bani. Oricum le faci. Și unul poți să faci bani. Chiar făcând un experiment, am deschis un conteamă și vreau să luam zilele astea.
Da, pur și simplu scriam salară, făceam parte niște experiente. Deci îți ridici calificarea ta. Clar că nu o să deschizi contul meu real ca să caut contul. Și eu demonstram la niște trader, practic, cu un volum de puține loturi, depozituri corespunzător, ce profit poți să faci pe un singur instrument cu 3 zile. Deci targetul ți-l atingi dacă traderul vrea, haideți să spunem, 500 de puncte timp de o lună și îl atinge, în 2-3 zile, dacă vrea. Confort, risc și money management. Corect. Mă scuzați, eu fix așa am făcut. Pe 15 septembrie am deschis un cont demo. Eu am vrut să demonstrez ceva. Și contul, mărimea contului a fost de 5.000. Nu, cum trebuie în demo deschid de 500. De 5. S-a încheiat luna, în 2 săptămâni, am tranzacționat acolo cu un lot. Și pe eurodolar. Timp de 2 săptămâni de zile, contul de la 5.000 a ajuns curat până la 11.900. Spuneți-mi, vă rog, ok. Cu un lot și doar pe euro-dolar, nimic altceva. Spuneți-mi, vă rog, un fond risc și money management. Și am respectat, ceva. 5.000. Da, și un lot. M-a fără stop loss. Dar eu știam ce deschis, nu? Dacă vorbim despre risc și managementul, ca să nu ne afecteze contul, care sunt procentajul? Haideți, că ați învățat la rești. Stop loss-ul, părerea mea, stop loss-ul, stop loss-ul este, nu, el e bun, el trebuie. Dar el trebuie la, de ce? Pentru persoana, nu că el nu e bun. Mulți traderi care deja au experiență nu o folosesc, dar nu o folosesc pentru că ei sunt așa de zvizdoși, da? Mă s-a zis preț. Dar pentru că el deja știe, dacă eu deschid acum euro, îl deschid pe self, da, el să facă mușul puțin în sus și dacă spune stop loss, el ne vibit ne pe stop loss, da? Dar eu știu că el peste o oră se duc în jos. Acum 2 ore în urmă am făcut același lucru. Și nu cuiva ceva i-am demonstrat. Și am deschis, când era la verhușcă, euro-dolarul, când am început corecția, eu l-am deschis. Și au făcut, s-au grăbit repede și l-au închis 300 de dolari. Zic, pentru ce? Și au trecut jumătate de oră și s-au dus, în jos mult. Și zic, uite, dacă așa, era să fie deja 1.000. Aici apar și asta, dar totuși, noi învățăm acum să mergem după un drastic corect. Dar după un plan corect. Că, na, regulile încălcăm și ne-ați cunoașteți acest. Dacă vorbim despre 5 pe depozitul de un lot, regula aici, Matveu, îmi asum riscul, vi l-ați asumat, că era demo. Eu că tare spun până la 10.000, nici cu 0.1 trebuie. Păi, dar dumneavoastră dați acum sugestie și îmi desfăți de probleme. Nu, cu un lot nu intrați. Deci, nu e corect. Noi discutăm, noi abordăm, dar dumneavoastră conform riscului. 10% până la 10% și numai una. Și doar la transacție. Da, este posibil dumneavoastră să deschideți și următoarea 0.5, dar dacă tranzacția noastră este un stop loss pozitiv, ați pus un stop loss pozitiv, deschideți următoarea și mergeți mai departe, plus adițional vă puneți și niște ordine amânate în cazul în care dumneavoastră doriți să fie o siguranță, asta o să discutăm la momentul dat. De fapt, este important ca dumneavoastră să alegeți acel portofoliu ca să ajungeți la acel rezultat pe care vă doriți. Analiza fundamentală. Cine îți folosește analiza fundamentală în tranzacție? Așa, altă situație. La cine au fost activat stop loss sau intrat minus din cauza analizei fundamentale? De ce? Șterge, l-a activat și știam noi de șterge cele sau nu? Da, dacă te uiți din timp și analizezi, dar... Dacă uiți din timp, înseamnă, dacă noi ne uiteam din timp și vedeam acolo că este o noutate și putem noi, spre exemplu, și aveam o tranzacție activă în plus. Deci este la noi, vorbim despre risk management și un punct, că dacă noi vedem o noutate și este posibilitatea să activeze în plusul celălalt, atunci noi trebuie să fie corect. O posibilitate și după analiză. Ce ne învață pe noi consultanții la lecții? Poate eu. Da. Eu ca chiar astăzi acolo, la 55 studesc eu tranzacție, nu mai țin. Eu tot așa am avut o tranzacție pozitivă. Așa. Noi, după cum învățam, trebuie ce să facem. Sau punem stop loss pozitiv. Să punem stop loss pozitiv. Sau închidem. Da.
eu stop plus pozitiv nu am avut, că puțin puncte erau. De 20 de puncte pentru mine, eu tot vedeam că dolarul se ridică, respectiv euro cade și trebuia să pun stop plus. Dar am închis. Și acum am văzut după anuncate, el s-a dus foarte frumos. În jos? Da. Adică... Iasă concluzia că cine am lăsat, că am ies să plus, da? Dar haideți să ne întoarcem acolo la situațiile date, că s-a activat un stop loss și am luat minus. Da, sunt noutăți care activează și noi putem să luăm profit, dar trebuie în primul și în primul rând să știm noutatea și e corect. Da, să o citim și să o analizăm. Ce ați facă euro sau ce ați facă dolarul? Tot deja vă spun că în noutăți nu tranzacționăm. Dar după noutăți. Când crei noutatea, se poate tranzacționa cu ordine amânat, da? Păi și după noutăți mai am plasat și un Fibonacci plus asta, dacă e impuls, studiu, tern și frumos. Și poate luat profit și după Fibonacci. Ce aș vrea să spun noi aici, m-am analizat fundamentală, de fapt, deci apare o problemă când analiza fundamentală nu este analizată. Deci, traderul, scoală dimineața, a deschis calculatorul, vine de tendința de a lua altaier, nu face mici corecții, nivelul, deschide o tranzacție și pleacă. Dacă mai folosești take profit sau stop loss sau ordine amânat, pleacă. Nu am analizat analiza fundamentală, ea este importantă. Deci poate fi o analiză într-o zi, adică o noutate, care să spunem așa mai corect spus, într-o zi, care poate să ne dea peste cap tot scopul nostru pentru o săptămână, pentru o lună. De aceea, ca să nu se întâmple aceste greșeli, durează cât? O minută, nici o minută, când nu să deschideți calendarul economic și să vă uitați ce noutăți sunt. De fapt, ca să nu se întâmple careva erori sau deci minusul, la analiza fundamentală, adică dacă cineva transacționează și se ia un minus, cine a să rugă în istorie? Istoria se repetă, postulatul. Analizează cineva mai de sub și cum a influențat acea noutate, practic, cine de dumneavoastră analizează un an, doi, jumate de an, un an, cine analizează analiza fundamentală? Când faci tranzacții pe... La analiză, când analizați, când deschideți și te uiți când vrei să deschizi. Corect. Deci dacă noi deschidem și dorim să luăm o profitabilitate de la o noutate, deci în cazul dat, eu trebuie să cumpăr cum funcționează această noutate. Dar dacă eu pur și simplu am pus acolo câteva puncte și atâta tot, asta nu este corect. Deci eu trebuie să mă uit toate perspective, toată latura, și albă și neagră, și pe parte și pe alta. Deci analizez acea deci, noutate, cum am învățat în piață o lună, două, jumătate de an, un an de zile, ca apoi eu să-mi iau acel profit de pe piață. Dar noi ce facem? Este noutate, am deschis tranzacție și unde? Minus. Deci de aceea este foarte important că noi deschidem calculatorul, vrem să deschidem o tranzacție în primul și în primul rând, analiza fundamentală. Pe platformă este o greșeală când traderul se uită doar pe platformă, doar la o singură noutate. Deci, din cauza ce se întâmplă? Coronavirusul a ieșit la televizor, m-a arătat pe calendarul economic, astăzi este coronavirus, da? Și războiul, noaptea. Deci, la fel, nu a arătat în calendarul economic noaptea la ora 12, când a ieșit și a spus că, iată, se începe războiul, corect? De aceea, bine să analizăm mai multe surse de informare și anume aceste surse de informare să fie sigure. Ok? Ca apoi să ajungem la rezultat, până la urmă, este o problemă de acolo. Și am văzut și pe asta, practic. Am tranzacționat cineva la noutăți, la analiza fundamentală, dar nu vă uitați istoricul. Nu vedeți, istoria se repetă, nu folosiți acele postulare. Da? Sunt niște procese. Vrem, noi nu vrem. Dacă le încălcăm, le asumăm anumite părere. Sunt deschise 50 tranzacții de pe asumite. Nici nu reușesc la toate. Deci, am ales instrumentul, dolarul, am vreo 10 cotații, este o analiză fundamentală și nu știu pe care să le închid mai repede când am stop loss. Corect? Așa folosim, da? Dacă n-ai stop loss, înseamnă că tu ești conștient de lucrul ăsta. Păi corect. Eu știu că dacă se duc 50.000 în minus, eu sunt conștient că e ok. Dar dacă eu nu sunt conștient, pun stop loss. Deci, dacă noi vorbim acum de persoanele care... Dar la noutăță, dacă nu ai experiență, nu te bași la noutăță. Da,
Corect. Deci nu ne îmbunătățim dacă nu avem experiență și încă n-am volumul ăsta. Încercăm pe toate cotațiile să închidem când volatilitatea este atât de mare, când e uți sus, când e uți jos. Practic nu reușești la o cotație să închizi tranzacțiile, dar practic să mai deschid la celelalte 10 care este. De aceea, vedem, poate ne pare bizar, dar lanțurile sunt legate una de alta și până la urmă, dacă noi scoatem o piesă din acest lanț, atunci se rupe firul și până la urmă scopul nostru le este același. Oh, și analiza tehnică. Mie și asta îmi place. De asta și spun, toate sunt importante, da? Analiza tehnică. Deci, spuneți-mi, vă rog, cine și-a ales strategia? Deci, direcția, intrare și ieșire. Analiza tehnică, cine se spală dimineața, frumușel și amplasează. Facem până la Marte Discașă și după să ne convingem că e corect sau nu. Deci, Marte Discașă, analizați și doar după părerea noastră. Da, noi o să fim alături din noastră, mereu. Da, dar, deci nu putem să îmblăm tot timpul după mama și tata. Trebuie să fim niște traderi independenți care să ia profituri, care să ia singuri decizii. De aceea este bine să comparați cu analiza dumneavoastră. Facem, da? Ok, spuneți-mi, vă rog, toți au o strategie bine determinată sau mai deschide cineva tranzacția la ochi? Depinde de situație. Haideți. Ok, doamna, ai multă experiență. Din cauza că, bine, trebuie să merg să văd, nu degeaba, s-au creat, s-au cercetat ani de studii, da? Deci domeniul, da, are ani în spate de studii și nu degeaba s-a testat acele nivele psihologice. Postulatul, tendința, vreți să mișcă tendința care este primordial? Noi vizual vedem, noi foarte multe vizual vedem și scopuri vizual ne depunem, absolut tot facem vizual. Dar totuși este nevoie ca noi să ne plățăm pe grafice, să facem, să vedem, însăși, structura bine determinată, da? Ok, este tendința, parabolic SAR, ești nu, cu cine o folosește? Foarte bine. Deci, de ce spun că este o problemă? Sunt traderi care, din analiza tranzacțiilor, au acele probleme discutate anterior, dar ei au aici punctul slab. Și dacă dumneavoastră aveți aici punctul slab, corectați. Dar mai există și bine, facem noi astăzi analiza tehnică, mi-am plasat tendința, mi-am plasat nivelile și peste câteva zile vreau să-mi schimb alte tranzacții. Sunt traderi care nu fac corecția la nivele, la tendință. Deci tranzacționează cu ceea ce au pus cu o săptămână urmă sau câteva zile în urmă. Deci permanent, dacă noi ne-am ales strategia, deci știm direcția, intrare și ieșirea, ca să deschidem tranzacții, trebuie să facem corecții. În fiecare zi, nivelele, tendința, deci absolut tot trebuie să facem corecții ca să ajungem acolo unde dorim. Da? Cu siguranță, nu pun toți să fac corecție. Am dreptate? Cineva să vină? Nu, vorba o dată în săptămână. Dar nu, dar care e scopul să faci corecții în fiecare zi? Aceeași corecție înseamnă că tu trebuie să te duci în care parte de viață. Mă gândesc acum așa să o mai reîntors. Cum poți să lași corecții să nu faci în fiecare zi? Se face doar acele nivele în H1, dacă vorbim, trebuie ajustat. Da? Și aceeași nivel tendință, trebuie de ajustat. Dacă nu ajustez, practic semnalele este puțin. Trebuie. Și de mâine noi școalim, noi eliberăm tot toată platforma de treabă, o să spunem așa. Mm-hmm. Și facem din nou toată strategie din nou. Ca să vedem, depinde. Cum ai văzut. De regulă, eu cum fac? De exemplu, și cum învăț și traderii mei. Deci,
plasez tendința, nivelele sau indicatorii care eu folosesc, dar de regulă tendința. Îmi ia în place tendința și nivelele. Eu mă simt confortabil, da? Sunt instrumentele mele de bază. Deci, eu mi le ajustez. Dar când văd că iar ceva vizual, în fiecare zi le ajustez. Dar când văd că ceva vizual nu e ok, atunci șterg totul și deschid încă o dată instrumentul și fac la de la zero. Adică iarăși analiza și cred că este mult mai ok așa. Da. Nu, mai ușor analizez toată situația. Vezi, deja pagina curată, da? Dar închipuiți-vă, când ai, practic, vrei să pictezi, faci un tablou și când acolo ai, practic, foarte multe inclusia pe bază, masa de lucru, practic, cu siguranță n-o să ajungă, deci, imaginea sau desenul care n-a să vă doriți. Așa că, când avem foarte mult încărcat, practic, e bine să facem curățenie și apoi să ne apucăm iarăși de mult, da? Iarăși, sunt persoane care, practic, aleg tendința, aleg nivelele, fac analiza în daily, deschid tranzacția în M15. Este corect? Nu. Nu este corect. De aceea e o problemă, iarăși, unii traderi au această dificultate. Eu nu spun că sunt, cu siguranță poate sunt și din asta, așa, nu spun, dar nu recunoaște, dar cu siguranță sunt traderi care deschid, analizează daily, deschid tranzacția în H1, în M15, sau nu-și aleg, nu sunt stabil în ce time frame tranzacționează. Nu, de aceea corect. De aceea este inițial să ne alegem time frame în care tranzacționăm și după aceea deschidem tranzacții. De exemplu, sunt unii trenduri care sunt, de exemplu, din daily care se potrivesc în H4, chiar și pe daily. Păi dacă noi vorbim, dacă noi plasăm în daily, practic nivelele din daily, ele conflict cu nivelele din H1, doar că ele sunt mai puternice. Dar ele sunt același lucru. Dacă vorbim, da, dacă vorbim despre analiza din daily, practic ne uităm, este impuls în corecție și tranzacționăm chiar și pe timp mai mic, dar vedem care este pe impuls pe corecție. Pe perioada mai lungă de timp, respectiv aș termen mai lung de timp. Nu aștept, deci deschid tranzacții în daily și vreau azi seară să am profitul pe care mi l-am pus ca scop. Nu, este o perioadă mai lungă. Dar iarăși, fiecare instrument funcționează, funcționează mai diferit. De aceea trebuie să analizăm acel fiecare instrument, da? Ca să știm cum este corect să tranzacționăm. Parcă mi se pare că toate indicele dolarului, fac toate sunt la fel. Dar nu toate. Deci nu există, nu suntem toți ideal, nu există asemănare identică. Totdeauna sunt unele chestii, unele chițebușuri, spun eu, fiecare lucrează, au unele specifice. Diversificare, doamne. Adică nu se aseamănă, da? Nici mâna dreaptă cu mâna stângă nu se aseamănă, deci urechea dreaptă cu urechea stângă, la fel. Nici instrumentele nu sunt copy-paste. Deci, la fel, au careva... Nu este un moment că atunci, când, de exemplu, eu o să dea, da? O să dea, o să duce în jos, da, cum a spus și domnul, că, de exemplu, dacă se duce, o să dea X-ul tot în jos, da, toate indicele ascultă. Nu, mai este încă un moment, mai sunt unii de indice care ele stau pe loc. Volatilitatea este dependentă la fiecare, de asta da, și dar acolo cât este? Vreo 5-10 puncte, chiar la Hong Kong cu USD. Acolo volatilitatea este vreo 5 puncte și n-ați să ducă... No, eu vorbesc de SP500, Dow Jones-ul și Nasdaq. Aia este trei se duc într-o direcție. Dacă luăm CAC-ul, asta e altceva, asta e Europa. Dacă luăm acel japonez, e alt. Dar știți ce? Din cauza când ați analizat, știți cum funcționează. Da, asta spun. Da, asta și spuneți. Știți cum funcționează, dacă i-ați găsit însă și nucleu. Dar iarăși, dumneavoastră aveți viziunea asupra instrumentelor. Asta părerea mea personală. Corect, părerea noastră. Dar eu dacă aș fi trader și aș tranzacționa, eu aș vedea altfel un pic, alte specificări și aș lua un pic altfel de profit. Din cauza că, deci, vizualizăm, toți avem niște scopuri diferite, cum și-am spus, și imagini diferite despre anumite lucruri. Eu sunt convins că dacă oricare din sala asta ar face măcar 10% din cât timp eu acord la tranzacționare și cât timp am acordat, eu cred că fiecare ar avea succes maximal. Dacă eu așa pot spune. Nu vreau să faci un master cross sau un ajutor. Ok. Bine. Deci time frame-ul, să nu mergem mai departe, time frame-ul acela este important. Eu am de învățat. Deci, dar fiecare învățăm. Deci noi pe parcurs învățăm că tranzacționarea nu este în fiecare, haideți să... Da, eu merge conform postulatul analizei,
Câteva tot dumneavoastră ați predat ca ciumocul, da? Câteva clasuri în urmă. Și eu, de când tranzacționez, abia acum am aflat de el. Da, eu nu sunt guru, dar eu am anumită experiență. Dar de fiecare dată ceva învăț. De asta și stau azi aici. Nu că eu socot cu cineva care e în sală, care, nu știu, mă zic cont real, el nu e mai bun sau el e mai rău ca mine. Poate el să aibă succes mai mare ca mine. Eu aici ca să învăț, ca corect, fiecare ca în să fiecare. Faci un schimb de experiență. Și de fapt, de ce noi învățăm practic? Din cauza că ne săturăm să mâncăm în fiecare zi aceeași mâncare, corect? Și traderul, el se satură să tranzacționeze doar pe același instrument, el are nevoie de diversificare, el se satură să folosească același tendență și nivel, el are nevoie de altceva. Și în cazul dat, el își ridică calificare, el mereu învață ceva nou. Și este ok să învățăm ceva nou, că de fapt dacă nu o să învățăm, o să mergem cu 2 pași în urmă. Da? Noi trebuie să evaluăm, să creștem în fiecare zi. Deci, intrarea greșită în tranzacție. Deci, noi cunoaștem tendința, trecerea de pietoni și cine mai place nouă să nu mergem conform tendințe, dar să mergem cu viteză. Bine, da, prin alte alte direcții, pe alte traseu, da? Deci sunt traderi care deschid la mijlocul de trend, e ca un pic, e tendință un pic și deschid tranzacții. Deci, practic, sunt enumerate niște greșeli, dacă doriți bine notați, care le încalcă conștient. Și asta este greșit. De exemplu, intrarea doar după indicator. Au pus un indicator, practic, sunt indicatori care funcționează cu anumite instrumente, sunt indicatori care iubesc alte instrumente, deci iară, sunt careva specificuri, dar noi trebuie ca să le cunoaștem, noi trebuie să le punem în practică. Dar atâta timp cât nu o să punem în practică și nu o să punem corect, noi nu o să ajungem la acel rezultat. Deci este corect să mergem conform procesului tehnologic corect. Dacă este o tendință, atunci așteptăm acele confirmări de lunări, dacă a străbătut nivelul, că se spune doar în tendință, deci eu și la market discussion spun, este o tendință ascendentă, da? Dar este corecția. Eu pot să intru pe corecție datorită că eu tranzacționez conform strategiei de la nivel la nivel. Nivele mici psihologice, unde iau puține puncte. Este corect. Dar în cazul în care eu în tendință aș intra, de exemplu, pe corecție și aș intra pe perioada mai lungă de timp, atunci na, am posibilitatea să nu ajung la rezultatul cuvenit. Deci este foarte corect să știu, iarăși, întrebările să fie corecte și ieșirile să fie corecte. Ok? Risk money management. În primul rând, ce sunt risk money management, așa că din care îl știu, dar mulți nu respect. Și ne iubești dintre noastră mai mult, trebuie să multe stop loss, să multe take profit. Știu că asta problemează risk money management? Corect sau așa? Stați cu speranța. Ei, da, să mai put o leacă, ca poate mai mult. Dar minus tot crește și crește, așa noi muteam, dar crește atunci. Asta știți cum e alarma dimineața, că fiecare dimineață trebuie să fie așa problemă dimineața. Da, cu 5 minute mă așteptăm, 5 minute mă așteptăm, 5 minute. Eu aș spune că e foarte greșit ce facem noi. Foarte greșit, nici punct de vedere. Noi riscăm să avem un minus, nu un minus micuț, îl activează și după aia să avem conturi sau la stupăm și să mergem mai departe, să ridicăm. Dar ce face? Nu am un minus mare și poate să ne uităm. E, dar ce fac mai departe? E minusul mare, am mutat sau plus, am avut doriți să stop loss. Asta știți cum este, noi trăim cu speranță. E, da, se poate a merge, dar poate nu. În primul și în primul rând, vreau chiar studiat și la etapa practică și ca cultivați financiară dumneavoastră, vă spun, nu mutați stop loss, e complet greșit. În primul și în primul rând, dacă dumneavoastră nu iubiți minusul, da, ce vă încurc dumneavoastră să lucrați cu un ordin amat? Simplu, în loc de stop loss, puneți un ordin amat. Aveți un sub, puneți un buy stop. O, asta se numește lacăt, da? Da. Doamne, iar nici nu e cum altă. Asta să vă numim sârzi, lacăt, ce față nu e cum să aveți experiență proastă? N-am mai acumulat de ce iați de cum să ieși. Și ca să nu fie lacăt, ce trebuia să spuneți? Trebuia să spuneți ordinea stop loss și de-i smrăniți. Deci, dumneavoastră, când mergeți cu mașina, atunci ce faceți? Vă puneți centura de siguranță, corect? Este decizia noastră. Sau când plecați de acasă într-o vacanță mai lungă. Asigurați casa, da? Prin diferite metri și nu-și face.
așa și în tranzacționare. Păi, nu vă place lacătul, asta este un ajutor, este o siguranță a contului ca apoi frumos să ies din el, da? Deci, este o stopare a situației, emoțiile sunt maximale, atunci nu știi ce să faci, practic, el te ajută, este o soluție. Soluția adaptă, frumos, cu răbdare, ieși dacă dorești. Dar dacă lași mâinile jos, da, sigur că lași mâinile jos, credeți-mă că eu am început ca 3 de rupes pe 500 când am avut niște lacte de mai doamne și cu volumul extraordinar. Dar am ieșit frumos, dacă ai răbdare. Și în cazul în care, deci, nu ai răbdare, ești în panic, tremuri, mai gândești oare of, nu știu ce acolo și ești conștient că vrei să faci milioane deodată, deci mai vii și la manager și mai consulti, să ne dă o sugestie în cazul în care sunt aceste situații. Dar noi ne învățăm pașii aceștia ca să nu ajungem la ei. Da? Și de aceea și să vorbești este foarte important risc și management. În cazul în care s-au folosit sau dat aceste instrumente, nu degeaba s-a pus ceatura de siguranță în mașină, ca să-i salvez în viață, în caz de... Eu sunt, merg regulamentar cu mașina, dar na, unul merge cu 200 peste mine, atunci ce, nici nu reușesc să mă întorc, el mi-a lovit mașina. Când mă uitam, era pe la petricare pe acolo, cum unde să-l ajung, nici nu am reușit să-i să-l fotografiez. Dar ceatura de siguranță era maximală, cum zici ceatura. Dacă nu era centura, ieșit din mașină și ajungeați de urmă. Deci așa făceam, știți? De fapt, așa se întâmplă cu contul, nu? Ți-ai pus centura și știți și începi pe a te uita. De asta sunt niște metode create pentru traderi, în favoarea traderilor, ca să aibă soluții pe parcurs. Ai înghețat problema, ți-ai dus depozitul la rece, te-ai dus aici, de la... Da, ți-ai pus creierul un pic la rece, te-ai deconectat un pic, lasă zi, două, săptămână, ți-ai revenit și apoi, încet, ieșim și din lacte. De asta, cei care nu le iubesc, risc și management. Stop loss, take profit și stop loss. Nu le folosiți atunci vă asumați riscul. Fie că puneți ordine amanate. Și ordine amanate o să vă ajute. Pentru o eventuală siguranță. Da. Risc și management. Mai vorbim și despre depozitul nostru. Da? Adică dacă avem un depozit X și doresc să ajung la o destinație anumită, îmi folosesc riscul 50%. Da, dacă am cont asigurat, mi-am luat cont asigurat, atunci fac toate numărul de loturi și de bătaie, poți face și 300, asta este alegerea ta. Dar eu îmi asum conform, deci asigurării, corect? Dar în cazul care nu am asigurare și doresc să am o viață lungă și frumoasă, duc un mod de viață sănătos pe piață. Dacă nu pui stop loss, atunci asigurarea nu nică n-ai atunci. Dacă vorbim, deci nu, stop loss, da, este o regulă importantă. Dacă nu pui stop loss, nu este. Da, vă spun eu, emoții, dar, deci nu, siguranța asta este obligator. Dacă n-ai pus stop loss, atunci n-ai asigurare. Înseamnă că vrei să ai o afacere, îți pasă de ea, atunci tranzacționează sănătos. În cazul în care vrei să faci jocuri, nu știu, atunci cred că nu este domeniul tău, în cazul în care nu te trebuie serios. Deci ne trebuie să ne uităm ca o afacere destul de serioasă. Deci, ca să avem acel scop, da? Bine, găsit. Ok, cu siguranță, 50 sau 60% nu pun stop loss, take profit. Stop loss, nu, take profit. Sau nu pun stop loss. Da, stop loss, take profit, ce vreau. Adică ți-am mus mai bine, nu-l pui. Da, adică ți-am mus mai bine, nu-l pui. Dacă îți spargi, ți-am mus mai bine într-un lac. Dacă nu-ți spargi lactul, lasează stop loss. Sau da, fiecare știți cum se asumă riscul. Ori lucrează cu stop loss sau nu. Fiecare are business-ul lui și contul lui. Vrei, i-am trecut cu stop loss. Nu ai știți ca consultanți, în aceea noi nu vă spun. Amplasează cât trebuie. Noi vă sfătuim. Nu, el este regulă. Da. Sau respecti regula, sau nu respecti. Da. Adică nu, eu tot nu înțeleg ideea că spui stop loss, tot să-l muți. Dacă vrei să duci, mai bine nu-l pui deloc, să asumi responsabilitate. Din cauza că am pus, am făcut o analiză corectă, fără emoții, am pus take off, stop loss și mă uit la analiza peste o oră și văd că cam... Nu, la aceea analiză, adică n-am încredere nimic. De fapt, ea funcționează, am nevoie de timp. Și ce fac? Ei, un pic acolo dau, un pic, îl modific și dat, Minus, nu, dar dacă vezi că se duci în direcția, tu odată faci analiză și vezi că e greșit, pentru ce stai stop loss în jos sau în sus? Adică dacă vezi că e greșit, să o pui la cât sau închide în minus, așa. Adică două vreme, să o minus, să o pui stop loss. Dar nu sunt toți la fel, nu sunt toți la fel și iată aici se greșește. Iarăși,
Vă luăm un confort binevoitului. Vă rog, dar știți cum sunt pentru persoanele care au olivă și care dacă îi dă 60 începe tremura și sare toate pedale și toate roze pe urmă, și sunt persoanele care au mașini sportive și care iubesc viteză. Știți cum în tranzacționare, deci am dat asimilarea dată, sunt persoane, sigur, când sunt persoane care merg cu 5.000, sunt persoane când chiar fix cu 10, cu 100.000 și de dată și în gol și așa mai departe. În primul și în primul rând, dumneavoastră trebuie să realizați faptul că ce putere are contul dumneavoastră. Ce putere are contul dumneavoastră și nu sunt dați cu 5.000 peste 500 sau piața de peste 500 și tranzacționați acolo și intrați cu un lot și face și s-a dus contul. În primul și în primul rând, dacă dumneavoastră doriți o tranzacționare sănătoasă, dacă doriți ca contul dumneavoastră să-l creșteți, adică la micuț să crească mare și frumos, încercați, știți cum eu permanent să dau asimilare la piața valutară, e bicicleta asta cu trei roți care corpul nu începe, dă din pedale. Pasă treptat și face trei și fac bicicleta mai mare. Cu două roți și așa mai departe, adică încet și ușor creștem contul. Dar dacă noi să începem să jucăm, punem mâine la ochi, învârtim roata în roc și mergem peste 500, pe indexuri, pe acțiuni, desigur că aici am mult pierd într-o iară vigoare risc mare mâine, adică noi nu le respectăm cu risc mare mâine. Da, de fapt, deci eu pot să am și un cont cu un șelot, dacă, de exemplu, deci într-un volum, numărul de loturi este mare, da? Atunci, sigur, depozitul meu n-ați luat rezistă. Să-l duc, încet și ușor. Trebuie să realizăm puterea. Puterea depozitului nostru și, de fapt, scopul care este acum, cum te dorim să ajungem. Și de așa, conform depozitului și volumul corespunzător. Ok? Da. Deci, analiza tehnică prea complexă. La fel este o problemă. Am avut și am, de fapt, la început credere, să văd așa. Este o problemă când vin la analiza tranzacțiilor, vor să ai profit, dar deci se decepționează, nu iesă, că de fapt, na, analiza. Spuneți-mi, vă rog, iată, eu stau câteodată și mă gândesc. Oare, Doamne, și aici, și cu ce tranzacționează omul? Păi cine așa spune ce zic? Cine ce spune așa care? Da, dar așa oameni care sunt traderi care așa tranzacționează. Asta e istorie reală, Principalul sare de profit. Poate el e geniu și vede așa. Stau și eu. Deci, de fapt, traderii vin cu analiza tranzacțiilor cu scopul ca să îmbunătățim procesul, ca să fie să ajungă la scop. Și stau și mă gândesc să mă ajut pe traderii ăsta să dau o soluție că, de fapt, deci asta e minus. Asta e problema. Stau și mă gândesc, oare cum tranzacționează? Totuși, care este instrumentul primordial? Parabolic sau deci Fibonacci sau tendința sau Ishimoku sau Bollinger Bands? Habar nu am. Deci el vrea să facă cât mai mulți bani cu toate indicatoarele odată. Da? Asta nu este corect. Vă spun de ce am inclus această problemă. Din cauza că sunt traderi de ăștia. Parcă ne pare banal, dar iată că sunt și de ăștia. Și nu este corect. Dacă dumneavoastră vă regăsiți, că nu întreb cine face chestia asta, dacă vă regăsiți aici, atunci faceți un pic de curățenie. Deci să aveți, iată, cât de simplu. Practic, am plasat tendința, am plasat nivelele și corona, ia profit. Doar alegeți un instrument, două și cinci ca să le cunoști bine și ia profitul. Este diferență între a face analiză? Este. Și de aceea e și corect să mai facem analiza, să mai ștergem din când în când și facem un refresh, da? Deci, pe contul nostru să mai aibă aer. Deci, iarăși o problemă. Asta la fel experții care tranzacționează de mult timp, dar și cei începători, deci indiferent, practic, indiferent de experiența pe care o are pe piață, lipsa analizei tranzacțiilor. De regulă, noi la lecția 3 și la lecția 8 învățăm analiza tranzacțiilor, care este importantă. Spuneți-mi, vă rog, deci dumneavoastră, după ce ați finisat cursul, în fiecare săptămână, în fiecare vinere, faceți totalurile, să vedeți scopul pentru săptămână, dacă de l-ați atins și dacă nu, care este acea eroare, să analizați pe grafice problema noastră. Da. 1, 2. Toți dau volte jos. Dacă eu v-am observat trei ori.
Păi trebuie asta, este o regulă foarte importantă. De fapt, nu contează câte, ce experiență ai pe piață, că ai un 5 ani, că ai 10, dacă tu ai scopuri și scopurile trebuie să fie în fiecare an să fie schimbate, atunci este obligator. Spuneți-mi, vă rog, câte companii internaționale sunt? Oare ei nu duc o contabilitate? Oare ei nu fac o analiză semestrială, anuală la profiturile companiei? Lunară? Și în cazul care, de exemplu, lunar, care companie de telefonie mobilă, per exemplu, ce fac? Analizează vânzările, analizează profitul și edifestează în cazul în care la sfârșit de lună, când trebuie să dăm la angajat salarii și profitul este mai micuț, na, a apărut o problemă. Ce trebuie să fac? Să soluționez și haideți să încep analizăm problema. Dar dacă nu ar fi analiza, compania crește? Ar fi un an, 2, 5, 10, 20. De aceea, ca dumneavoastră să aveți o afacere profitabilă, de lungă durată, până la urmă sunt traderi care doresc să... Deci, la bătrânețe, depozitul lor să le... Nu să trăiască doar din pensie, da? Dar ca să investuleze, adică să le atingă scopurile. Atunci, vrem noi, nu vrem, asta este o condiție foarte importantă. Nu o să știm unde facem gafa, până nu o să analizăm fiecare vine. Aici, de regulă, știți cum să aduc aminte traderii de lipsa de analiza tehnică, să începe în supunere. Că din profită de bine, din tot bani, mergi mai departe, o să începe în supunere, mai trebuie să faci ceva care merge. Da, dar nici atunci nu fac analiza tranzacțiilor, din cauza că vin, cauza soluții, dar îi întreb. Haideți să vedem ca e țelul noastră unde este analiza tranzacțiilor. Mm-hmm. Analiza e foarte importantă. Sunt fost recomandate și să facem analiza înainte de deschiderea tranzacției. Am ales cotația, am ales volumul, am scris care direcția în care și după aia îl închidem, atunci noi continuăm. Alegem cotația, scriem volumul, analizăm tipul tranzacției, direcția intrare, ieșire, deci analiza tranzacțiilor se face doar după ce tranzacțiile sunt închise. Din cauza că eu poate să în istoria se repetă. Tranzacția până la urmă, dacă eu am dispozitul corespunzător, să stau liber și cu un alt tranzacție, care să închidă în profitul care nu-mi doresc. Deci asta este repires. De aceea, analiza se face doar după ce ați închis. Asta, analiza tranzacțiilor închise. Asta, dar ce spuneți dumneavoastră, domnul, asta, analiza se face la început, ca să știi ce se deschis. De exemplu, o să faci la sfârșitul săptămânii, vezi? Ceea ce e bine, ceea ce e rău, nu știi poate ce cotație să alegi, vezi? Unde mai bine, înseamnă că lucrezi cu cotația ce unde mai bine. Dacă nu e rău, trebuie să o studiezi, să o... De fapt, nu contează. Deci, analiza se face înainte de a deschide tranzacții și analiza se face și după ce se închid tranzacțiile. De regulă, vinerea, la sfârșit de săptămână, dumneavoastră analizați toate tranzacțiile, chiar și cele pozitive, cele negative, să vedeți dacă ați avut intrare corectă, deci dacă nu ați intrat corect, anume care sunt acele minusuri la dumneavoastră, ca apoi ulterior să fie analiza se face înainte, până să deschidem tranzacții, se face analiză după ca să creștem randamentul nostru pe piață, ca să creștem profitul. Să-ți poate de făcut și analiză și seara, deci dimineața ți-a pus careva scopuri, ai văzut cum au mers, dacă e corect sau nu, seara tu vezi, sau de plinie sau nu. Trebuie să faci analiză, poate și suntem individual, dar de exemplu, corect, deci contează, vă simți comod, așa, este ok pentru dumneavoastră cineva, dar de fapt este ok în fiecare vinerea să faci o analiză a tranzacțiilor pe care le avem. Dar sunt traderi care fac un excelent din tactic, le vezi cu foarte comod, au careva strategii și le folosesc individual. Vă simți bine? Este o machetă ceva care recomandați în cele, de exemplu, dar... Cu care fiecare își lucrează individual. După metoda dată, dar sunt traderi care le plac să amintesc ceva nou și cresc propria mântă. Și de aceea este binevenit și analiza tranzacțiilor. Nu o faceți, faceți de azi înainte și toți traderii analiza când o să vină cu managerul, o să scoată analiza tranzacțiilor. Deci, în loc de felicitare. În loc de felicitare, da. Ignorarea poruncilor traderilor. De regulă, Alexa, vrei să zice? Dacă nu mă greșesc, se învață niște reguli ale traderilor. Mai citesc cineva din când în când?
Odată, da. Odată poți face câte ceva odată, dar după aceea nu mai facem deloc. Deci este practic trebuie să fim în rang pus și să avem o șampanță pe oameni. Este foarte important. Corect. De fapt, deci, în antichitate, dacă erau niște porunci ale regelor și erau încălcate, ce s-a întâmplat? Haideți că n-am mai pus ceva mai strașnic. Dar, de fapt, dacă încalc eu, ca trader, niște porunci, atunci îmi iau responsabilitate sau îmi asum riscul că, de fapt, să fiu contul meu cam de genul dat. Da? De aceea, din când în când mai faceți un update, mai actualizați informația, mai citiți. Și acestea tot sunt bine determinate. De aceea, ele sunt scrise pentru noi ca să creștem. Dar nu doar o singură dată. Da? Deja o să cerem și după masterclass-ul de astăzi o să ne spuneți și poruncile traderilor de mâine. Ăsta. O să le spuneți sau nu o să le spuneți? Da. Deci este favoarea noastră ca să le știți, pentru că să până la urmă este scopul noastră, nu al nostru, dar este scopul noastră. Deci poate să fie respectare. Păi, dacă vorbim iarăși despre procese, ca să intrăm în esență, da, vorbim acum cu siguranță ele o să fie respectate aceste porunci. Ok. Vorbim mai mult și despre lăcomia. Sunt mai multe puncte, lăcomia, euforia, care mai sunt ele așa, care eu le numesc ele păcate pe trader-uri, care îmi iubim noi tare să le iese încălcăm. Sunt prea lacom pe piață, să trăim în euforie și pe nu sunt nimic problemă. Și faci noi pe piață, trebuie tranzacția așa la fal, dacă noi simțăm vorbăiți. Panică? Cei care vedeți riscul? Poftim? Cei care vedeți riscul, dacă împotrivă la... Nu știu. Mai sunt care vedeți așa riscul și mai intră în tranzacția, așa cum o închizi, cum o deschizi, fără o analiză tehnică. Cei care o văd? În primul rând, hai să puțin să ne oprim la lăcomie. Ce înțelegi noi pentru lăcomie? Atunci când dorești mai mult, dar consideți. De exemplu, un caz. Vrei mai mult. Vrei mai mult și nu realizezi posibilitatea pieței. Da. Corect? Adică, piața îți dă, îți spune, iată, da? Atunci faci. E mai este. Mai este. Nu faci bani. Faci și totul. S-o luat stoposul sau cine iubești laptul mai îmbrat la și când am văzut să gândești cum să ies din laptul, da? Corect? În primul și în primul rând, dumneavoastră trebuie să realizați pierea pieței, trebuie să știți piața destul de bine și frumos. Că, în primul și în primul rând, lăcomia este un punct tare, tare strașnic pentru trader. Că, ajungând în punctul dat de lăcomie, practic, mergi în profit, mergi într-un moment dat, când am gata, deschid, e mult, e profit, și gata, când am îți pierzi controlul vieții, și ajungi în lăcomie, dar îmi transform în euforie. Da? Că tot rup din piață, și când ajungi la euforie, ce se întâmplă? V-a văzut cineva graficul trader? Da, nu-ți controlezi emoții. Ai rupt din piață, ai rupt din piață, cum se începe. Euforia, depresie, speranța, poate nu, dar dacă ați duși, tot așa mai departe. Sunt trăiți cineva cu lăcomie? Nu, la așa depozit noi n-am ajuns. Nu, uite, depozit. Da, vorbim acum că depozitul, practic, nu ne uităm acum la cifre, dar... Vorbim despre lăcomie. Chestia dată, indiferent de trader, indiferent de depozit, adică el practic are un plan bine determinat și l-a pus, haideți să spunem că el este ok și a pus planul, și dar îl respectă. Astăzi, de exemplu, a avut o zi tare faină și a făcut target pentru o săptămână, ce face? Deci nu a doua zi, el chiar și atunci, sunt trader care atunci deschid tranzacție, este lacune. El a făcut un profit. De ce spune dacă ți-a atins targetul într-o singură zi, atunci celălalt nu mai tranzacționa. Du-te și ocupă-te de tine, du-te și să ridică randamentul tău, ca apoi următoarea săptămână să ajungi la target. Din ce cauză? Eu tot timp spun și la lecție, fiecare picătură pusă sau turnată într-un vas, umple vasul. Dar în cazul în care eu deodată o să iau și storn apă abundent, volumă mare, pasul meu nu o să fie calitativ, da? Așa și în tranzacționare. Deci, dacă mi-am atins targetul, atunci mă opresc. Nu trebuie să fiu lacom. Cineva, iarăși un trader, a venit și la analiză, chiar astăzi, la analiza tranzacțiilor și era tare dezamăgit
din cauza că și-a pus un anumit scop, dar el a făcut într-o anumită perioadă mult mai scurtă triplu și apoi după aceea în jos. Stările diferite sunt. Dar l-am întrebat, ai conștientizat ce ai făcut? Da. Ce? E divină luna septembrie. Ok, luna septembrie, dar haide să vedem ce. Haide să vedem de ce luna septembrie. Spune-te rog, ce depozit ai început și care a fost targetul? 10%. Ce profit ai făcut tu? 300. Atunci, unde este luna ta septembrie? Dacă noi vorbim că riscul ți l-ai dublat pe plac. Deci noi vorbim 50%. Da, am depășit. Dar care? Am vrut să fac bani mai mulți. Păi, ești laco, da? Atunci... Asumă-ți, nu da vina pe septembrie, dar pe octombrie deja. De regulă noi intervenim să... Nu ne uităm la noi, dacă uităm, știi, e cu divina. Da, scrie cineva divin. Că noi să scăpăm. Eu zic, bun, eu s-au dus în minus. Ei, mă tine că acolo plator cineva o dată așa piața în jos, că eu sunt. M-am văzut și că au dat. E piața specială și în jos. De exemplu, sunt familii, soț și soție care transacționează și câteodată sau soția sau soțul deschide contul. Nu, la partenia, haideți să spunem așa, și vede că a făcut targetul care îi trebuie în familie, ce face, plac, să facă, să mai schimb tranzacții și așa face parte din cauza prea mai mulți bani. Deci trebuie să mergem conform planului. Dacă o să mergem conform planului, atunci destinația, cu siguranță, o să fie bună, da? Cei care noi nu trebuie. Ok, următorul aspect este... Lipsa răbdării. Următorul păcat. Cine ești să râie pe piață? O să aștepte un plus destul de bun. O, am stat și tot cu plus mai mult și urmă i-a făcut. Prea mult am stat cu răbdare. Prea mult am stat? Să răbdare, cred. În primul și în primul rând, în tranzacționare, practic, nu trebuie să te încălim. Trebuie să analizăm piața frumos, să vedem cine spune ea. Când am deschidem o tranzacție, noi dacă am deschis-o, înseamnă mai deschizând bare sau sell-ul dat. Da? Noi ne-am bazat după analiză cu tare. Dacă am plasat un take profit și un stop loss, înseamnă că ne-am bazat după ce le-am pus. Am ne-am plasat cu analiză fundamentală sau ne-am bazat pe o analiză tehnică. Dacă noi nu o să fim răbdare, și asta ce facem acolo? Ei, am pus un sell, s-a dus cu un profit 100-200 de dolari și ei, dă-ți închid, gata. Și după asta și suntem. Piața, atunci frumos cum trebuie să facem. Mai sunt cazuri, da, piața ce face? Începe să împarc. Să începe să împarc și la noi ce face? Profitul nostru scade. Dar să nu uitați, în permanență, cu un impuls bun pe piață, piața mai are nevoie și de o corecție. Mai bea o ceaie, cafea și după asta iar mergi mai departe. Și nu, să nu ne facem griji când piața se întoarce și după asta ea scadă, dacă noi am făcut o analiză tehnică corectă. Uitați, vedeți și un exemplu destul de frumos. Flutul. În primul și în primul rând ce face el? Are răbdare oricare ca să iasă din focul dat. Chiar să vorbim, suntem și sunt bărbați aici la noi. În sală, când vă duci să la pescuit, tot vă grăbiți când stați cu o punță, stau dați din unță și mă răbiți să ia spiești. Păi ia, de timp, răbdare, stăm și vedem că pana aceea și dă și dacă gata. E acum, și trebuie să o scoare. Astfel și pe piață, trebuie să răbdem frumos și să schimba să scoare, ești frumos. Dar nu stăm să ne chinuim, nu știu, de carasic chestia care ce. Micuți. Mergi mai departe. De fapt, oricare are proces, orice proces are o periodicitate, da? Și atunci, dacă am ales periodicitatea tranzacționare, atunci să fim răbdători, să ne atingem scopul. Pentru că, de fapt, sunt niște reguli care funcționează, da? Dacă merg la mașină și apăs pe frână, eu apăs pe frână din cauza că eu am încredere în ea, că ea funcționează. Așa și în tranzacționare. Dacă eu am pus la niște indicatori, am o strategie bine antrenată, atunci trebuie să am un pic de răbdare. Nu se face totul într-o secundă. De ce cineva așteaptă un minus? Minusul las crească. 10.000 de puncte, 5.000 de puncte, 500 de puncte, iar și dependență de depozit. Dar când vede un plus, două puncte, ho-ho-ho, l-am luat profitul, am închis tranzacția. Nu, avem un pic de răbdare, că totul se face treptat, după anumite procese. Nu grăbiți lucrurile și lăsați emoții de o parte. Seala, ce îți plixești de piață? Când tranzacționați. Nu? Sensul acela că am știți cum este poate așa după părerea mea, când am ei mult plusuri la rând. Vă fixez când v-ați plus plusuri la rând sau... Dă să închid una și minus, că eu s-am pe toată. Lipsăși de acela care nu are adrenalin. Care nu are adrenalin. Și de ce constă la adrenalin?
Nu pui stop, o să ai. Da. Și vezi pe începe, acolo, dacă vezi, știți cum este așa, dacă vezi, vezi cardiogramă, nu vezi pe ce înscuri. Și acolo să vezi cum spate. În primul și în primul rând trebuie să fiți piață, știți cum, când pierdeți interesul de piață și tranzacția dumneavoastră și fac. Ce-ți știu să nu vă dați interesul, nu vă dați în permanență cu o să aflați ce se întâmplă pe piață, nu? Călătoriți în piață, nu istorie, să vedeți care ce a fost în istorie. Nu dați, stați, ei, prețul mișcă, așa e, las pe exact. Însă am pus trei bani. Și acum stai la întrebare, dar tu ce în piață dacă nu-ți trebuie bani? Stai mai bine în pat. Plictisești în pat, corect? Dar nu mai bine stai în pat cu tranzacțiile astea. Da, te plictisești. Te plictisești duși în minus, da? Dar stai duși în minus, stai. Da. Deci ce de învățat? Exact, exact. Dacă vrei să progresești, dacă vrei să faci profituri, dacă vrei să ajungi din la piața valutară, să ajungi la piața de capital sau la piața cripto, de mai mult trebuie să cunoști. N-are cum, dacă ai un scop anum, n-ai cum să ajungi la situația ta, la păcat. De fapt, eu sunt de părerea mea că dacă te plictisești, dar am încercat și această metodă să fac, să văd cum te plictisești piața, deci nu ai scop. Dacă nu ai scop, practic, nu trebuie să tranzacționezi. Nu sunt acele puncte foarte, dar scopurile ele sunt scrise pe foaie, anual, pe perioadă sigur mai lungă de timp, anual, lunar, săptămânal și zilnic și ele fiecare dată trebuie atinse și tăiate. Dar în cazul în care doar le-am scris, nu le tai, nu scriu altele mai departe, deci când sunt alte scopuri, când eu evaluez, când eu vreau din ce în ce mai mult, atunci și scopul urmează se taie, apar altele mai interesante, iarăși noi obiective, noi orizonturi, iarăși le tai și atunci nu apare pe seama. Dar dacă na, mi-am cumpărat mașina și gata, nu mai trebuie absolut nimic, aici s-a terminat totul, atunci sigur plictiseala și deja nu se mai pare că sunt tranzacționare. Din cauza că nu e vină tranzacționarea, hai să spunem așa, sau piața. Dar noi suntem de vină, că cum mai știu ce vreau. Da, asta e. Mai avem imaginația. Imaginația, da. Stai, imaginație apare că îmi place imaginația la trader când sunt în minus. Și nu știu, imaginația atunci este cam un pic diferită. Dar dacă n-au scop, nu mai iau. Ok. Factor X. Ce înțelegi pentru factor X? Factori externi în tranzacționare ca noi, ca personalitate. Da. Deci nu vorbim acum de factori psihologici, da? Deci vorbim despre analiza fundamentală, hai să spunem așa, dar factori externi care pe noi, ca trader, ne poate influența ca să ne se schimbe scopul. De exemplu, am fost influențat, avem, nu știu, niște relații reale cu alte persoane, da? Din familie, din emoții. Și atunci intrăm pe piață și facem greșeli, pentru că nu suntem reci, nu suntem conștientizați ce facem, pentru că suntem pe emoții. Și atunci mai bine, atunci mai bine să ne concentrăm pe emoții. Iarăși regula traderului, să nu intrăm pe emoții, trebuie să fie identificat, adică să nu gestionăm emoții. Da, eu consider că putem influența, putem fi influențați de factori externi doar atunci când persoana cunoaște pe mine, doar atunci când are o experiență, doar atunci când este mai bun ca mine, doar atunci. Dar nu, practic, factori externi te influențează când habar nu au absolut. Știi tu. Cineva care are o influență mai mare asupra ta, mai bine, mai deștept. Va să influențezi cum sfat, cum să faci, cum să ajungi în profit. Dar când sunt situații că prieteni te întreabă, dacă știu, tranzacțiunea, iar acum. Dacă să nu ai dispoziție sau s-a întâmplat ceva, sau ești pus pe emoții negative sau ceva de alt gen, este tendința românească, pur și simplu, de a face de răscaș, de a face prostii. Deci, așa mai bine nu faci nimic. Asta e până emoțiile se cumva, sau, da, se regulează, apoi
Mai școală, de mai și mai mai tragi pe o gură de aer și după asta nu puteam să facem. Mai o cafea, exact, adică de ce spune, noi ca consultant spune dumneavoastră ca la trei, permanent să intrați în piața rece. Rece să intrați în piața, că dumneavoastră puteți să analizați, să faceți o analiză tehnică, o analiză fundamentală, trei. Dar nu să vă uitați, eu sunt nervat, azi dă teoră în jur, s-a împăsit două fricat și am plecat și am pus o dată și am plecat. Și a doua zi la noi încă mai este trebuie, mai să mai gândi ceva. Permanent să rece trebuie să realizăm ce și facem, să realizăm tranzacția noastră, să realizăm o analiză de De ce am considerat că este ok să pun acești factori externi? Din cauza că până la urmă și eu sunt trader și experiența traderului în care vin la mine, da? Și spun că analizând analizele tranzacțiile, ce este cu mine nu sunt. Ei că soția, ei că prietenul, ei că nu știu cine acolo, mi-a spus că nu este corect, nu fac corect, că am început să spară încrederea în sine și atunci încep să aibă acele dificultări, acele minus de viață. Da, deci, ca să nu fim influențați de factori externi, atunci, cel mai bine este să luăm sfaturile, deciziile, atunci, de la persoanele cuvenite, care au experiență, care cunosc domeniul și care ajung la rezultat. Da, doar atunci. Dar în restul, deci trebuie să muncim noi asupra acestor factori pe care noi până acum i-am discutat și cu siguranță, dacă ne se merge după proces, nu mai cum să nu ajungi la rezultat. E euforia. Și eu simțit-o. Cine? Cred că toți la un moment dat. Și iată, la euforie, la fel se întâmplă cele mai mari gafe. Din cauza că nu suntem reci. Nu suntem reci, pe piață, pare că noi deja tot știm, dar... Ne batem cu un ochet și nu fiam mai dolar, cred? Da, și începe lumini și-au fost când mult într-o zi am făcut, cum ziceați dumneavoastră, de 3 zile, a doua zi s-au micșorat, a treia zi, în general, am intrat în lumini și atunci eu nu-mi dat seama. Și de voastră ați fost, dar mai corect și ce-și ați da, 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 a fost declin, asta nu este profesia mea, de ce eu fac asta și tot cum era scris în caiet, până mi-am dat seama, tot ce am citit pe șoamă, tot așa, nu mai tot pe asta. Și lucrează, eu zic că lucrează. Regulă e un fenomen tare interesant și se simt tare bine fenomenul ăsta. Adică, când ajunge un trader la momentul de euforie? Când are foarte mult. Când are foarte mult plus. Și să începe. Acolo. Da. Dar încă unul. Și până gard să începe. Ei, e minus, dar eu știu că pe acesta să mai ridic. Și avem un minus. Dăm mai un plus. Da, da, da. Și să începe. Și într-un final ce facem? Ajungem? Speranță. Da, mare ultima. Da, haideți să spunem că experiența de trader diferiți. Adică, practic, traderii sunt ok, dar bine. Când capătă experiență, de respect pe toate stările, că asta este firesc. Cineva mănâncă un tort întreg, cineva un bol de mere, cineva stă și se roagă și pune tatăl nostru. Deci, speranța funcționează la toți diferit, dar cu siguranță toți trec prin această stare și speră. Deci, aici nu trebuie să sperăm, aici nu trebuie să rugăm, aici doar trebuie să acționăm. Metodele sunt multe. Metoda lacrătului, adăugării, mediere, deci avem o mulțime de metode, instrumente care nu trebuie să ne lăsăm pe aranjă. Da, bine, e bine să credem, e bine să ne rugăm, nu să pun, deci, da, avem niște instrumente. Da? În cazul în care nu să acționez conform instrumentelor, tot așa și o stau și mai departe. Deci nu se schimbe absolut nimic. Este o speranță, deci la fel cum curcă. Dacă pedagogăm din partea cealaltă, da? Ne uităm din perspectiva cealaltă negativă, haideți să spunem așa, când sper, nu acționez, dar de fapt contul meu are nevoie de acțiune, nu de speranță. Nu sunt în proces de yoga să, nu știu, să fac acolo operațiile eu-ului meu, dar practic contul meu sunt cifre și am nevoie de acționare. Am nevoie de plan de speranță. Corect, dar planul îi facem de start și mergem conform procesului. Ca să nu mai ajungem la această speranță. Și un plan între să sperăm. Un plan între să acționăm. De fapt și să am încredere în mine. Că în cazul în care am încredere în mine, cu siguranță atunci merg toate cum trebuie. Da. Oboseala. De ce am pus eu așa, adorm la volan? Da? Ce se întâmplă când sunt obosit? De fapt, nu mai văd nicio analiză tranzacțiilor, merg
te traseu, dar de fapt nu văd nimic prea jos. Așa se întâmplă și cu corpul. Când sunt foarte obosită, dar nu dați targetele cuiva. Tot este pentru dumneavoastră, tot este pentru dumneavoastră că îl faceți. Lăsați, o zi, două, liniște-vă. Trei, cineva și o săptămână. Eu chiar am avut o perioadă când am tranzacționat o lună de zile. Da, mai am avut careva încercări, perioada anumită, dar m-am calmat. Adică am spus că trebuie să am și această caracteristică. După luna cea de zile, eu am tranzacționat, chiar nu vă uitați, nu întâlneați deloc în debarasat sau... Nu, știți cum așa, mă spălam dimineața, mi-am spus ca scop să nu tranzacționează luna, să mă odihnească. Poate că tot, de ce, contul meu, tot era ok. Nu, nu, pur și simplu a spus că vreau să fac un pic de pauză prea încărcată. Eram, chiar de mă, da, nu mă compusam, da. Și ce am făcut? Făgeam dimineața, trăgeam copiii la școală, la telefon. Parcă ceva bine și îmi stăteam tranzacția. Adică am avut perspectiva ce încercări. Asta am făcut o pauză anul trecut. Și am făcut un pic de staționare. Dar n-am reușit, dar după o lună de zile, profitabilitatea mea, am făcut-o dublu, adică chiar și pe luna cealaltă. Dar m-am luat un pic de viață, am pus scopul un pic pe altă lucru. Dar este ok, dacă simțiți nevoie de o pauză, este ok să faceți o pauză, o zi, nu mult, dar cum simțiți dumneavoastră ca să vă atinge scopul, nu trebuie să mergeți după scopul. De fapt, ce fac eu? Eu, ca să fiu un manager, bun, trebuie să încerc toate stările prin care trece un trader, ca să știu, corect, ca să știi să ajuți o persoană care trece printr-o dilemă, trebuie să fii în pielea lui. Și până să fiu ca consultant financiar, am fost ca trader și acolo am încercat, experiența a fost foarte, foarte frumoasă și 3 zile am analizat. Spiu. Tot mă rugam și speranța și nu știu, și dacă la urmă pus tot ei, metodele sunt. De aceea vă spun în propria și experiență, nu doar a treia. Cineva spune că este o metodă, LACDU, da? De fapt, el este o metodă de siguranță care ne ajută. Dar cineva, practic, pierdea, cineva practic pierde pizza, dar e cam acasă și nu știe cum să deschide ușa. Deci a intrat în lacăt, dar nu știe cum să iasă. Este aici deja o problemă. El este un ajutor, dar când apar emoțiile, nu știm să gestionăm corect, deja nu vedeam, practic. Știți, se întâmplă câteodată că, practic, ai nevoie de ceva, el stă în fața ta, dar tu nici nu vezi. El stă. Sunt așa situații, corect? Așa și pe piață. Ai lacăt, vrei să ieși, fapt, ai toate instrumentele. Figurile, nivelele, tendința, lumânările, combinația de lumânări, că se întoarce și începe ori corecția, ori impulsul. Dar eu, de fapt, nu vreau. Adică, practic, eu stau și mă uit și nu înțeleg ce se întâmplă. Haideți, vreau să vedem, am nevoie de... Dar totuși facem un schimb de experiență și ca să fie și surpriza pentru dumneavoastră, am nevoie de ajutor. Deci avem lacăt. Nu știe cineva ce este lacăt acesta? Tot ca o combinație de lumânări. Deci este viața ce este? E îndeine. Nu. Îndeine. Ce? Eurodolar. Încă da, da? Eurodolar și încă cine? Euro. Euro, nu, corect. Este îndeine. Practic el așa a avut o tendență frumoasă, s-a funcționat. Și de fapt, dacă măsurăm, deci, în istoric, îndeile. Deci noi aici, practic, eu am pus așa că am pus să sunt tendința, nu era bine determinat, adică era cam pe aici și chiar am să văd. Totuși el o să gata, să urmează tendința ascendentă îndeile sau încă nu este bine, haideți să spunem un minim, un minim, haideți un maxim, dar mai avem să meargă pe taxe. Dar dacă noi ce spuneam, adică practic măsurăm impulsurile și corecțiile, de așa de bine funcționează din punct de vedere tehnic, are la 10.000 la 7.000 de puncte, da? Adică impulsul merge în tendință descendentă la 10-11.000, practic toate corecțiile la 7-8.000, dacă mă încășesc ca să nu vă spun, puteți să faceți un calcul, să măsurați. Viceversa, iarăși, funcționează mărimea, înălțimea, în puncte, practic este cam același. Deci, haideți să intrăm în lacăt. Cine vrea să intre în lacăt? Cine
ieșit la prodat. Lico. Și cine a ieșit? De la lacăt. Haideți, de ce zine asta? Dar să spun, ce să fac? Să întreb la dacă și eu pot, mă, care sunt soluțiile ca să ieșim din eu. Cum vedeți din asta? Ce trebuie să fac? Sunt la lacăt. Este un bun demo. Poftim, adică de o cam... Când se întreb la lacăt? Prima, unde e, unde am luat pe deschis? Aici, zice, da? Formați noastră situație. Dați-mi informați o situație de la. Poate de experiență. Păi, de exemplu, de obicei, majoritatea rămâna undeva aici, în său. Ca să vadă că el s-a dus, l-am făcut odată, ras și el intră în său. El nu-și pune de profit aici. El că dar nu are, poate nu s-a uitat nivelii dacă sunt, da? Ok. Se zice, el s-a dus așa, și se întoarce înapoi. Acum, undeva, din momentul pe care începe să crească în sus, el deja e bai. Noi trebuie să spunem, schidem baiul și automat se primește că e, nu, asta e ideal, da, așa. Asta e ideal, dar așa, de obicei e că aici. De fapt, da. De fapt, asta e un nivel, da? Deci aici era prețul. De fapt, am intrat aici în săl, n-am pus ori, stai profit, l-am scăpat. Au făcut figura de schimb, da? S-a dus în sus, dar eu nu intru aici, nu? Că iată, este tendința, practic, bine. Aici se vede și o figură care s-a format. Păi, se vede semnalul, dar eu n-am fost atentă, eu nu analizez, sunt careva spate. Unde eu scap? Dar, de exemplu, da, tranzacție, unde eu scap? Eu am intrat aici în tranzacție de sell. Da. Și acum unde mă aflu? Acum unde mă aflu? Eu acum aici mă aflu. Aici? Da. Iacă aici mă aflu. Da. Iată, aici eu mă aflu. Am intrat în tranzacție de... Dacă aici sunt, aici sunt. Nu, piața se află aici. Piața e aici. Da. Și am